Dragi români, victorie! 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 Am reușit! Am reușit să învingem PSD-ul mai mult decât oricând în ultimii 30 de ani. Datele de exit poll arată deja că milioane de români din țară și din diaspora au votat pentru proiectul nostru, pentru o Românie normală și pentru a continua procesul important de schimbare în bine din România. Am crezut mereu în români și în implicarea lor, iar participarea lor din aceste zile este o mare bucurie pentru democrația din România. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care mi-au acordat încrederea lor. În primul rând, liberalilor, dar și tuturor votanților de dreapta și celor care nu cred neapărat într-un partid anume, dar își doresc ce ne dorim și noi, o Românie normală. Lupta noastră comună nu ține de o etichetă de partid. Lupta noastră este pentru îndepărtarea totală a PSD-ului de la putere, pentru ca PSD-ul să nu mai țină România captivă și prizonieră în trecut. Iar astăzi am făcut un pas mare în această direcție. Nu este, însă, dragii mei, pasul decisiv. Nu este încă pasul decisiv. Mai este de lucru. Acești ani au fost ani de luptă și ani de rezistență și am ținut piept împreună asalturilor deosebit de agresive ale PSD-ului. Dacă nu ne-am fi opus, PSD-ul ar fi reușit să destructureze tot ce s-a construit în România în acești ani. Instituții democratice, stat de drept, parteneriate, calea europeană. Dacă i-am fi lăsat pe PSD-iști să-și continue planul și proiectele, astăzi România s-ar fi întors în anii 90, poate mai rău, poate nici n-am mai fi avut alegeri. Fiindcă asta vrea PSD-ul, dacă nu este oprit. Și noi i-am oprit. Noi împreună cu românii. Și această decizie este decizia acestui an. Decizia de a opri definitiv PSD-ul. La europarlamentare a început și la referendum. Atunci românii au arătat că nu mai doresc PSD, doresc calea europeană și doresc o justiție dreaptă. Iar eliminarea guvernului Dăncilă, moțiunea de cenzură și instalarea guvernului liberal Orban au arătat și parlamentarilor PSD că nu mai au majoritatea totală și nu mai pot face ce își doresc. Iar în acest punct, fiindcă veni vorba de guvernul Orban, dați-mi voie o apreciere deosebită pentru munca depusă de noul guvern liberal sub conducerea lui Ludovic Orban astăzi. Și în țară, și în străinătate, votul a decurs într-o ordine
perfectă, într-o ordine impecabilă. Dar, dragii mei, războiul cu PSD nu s-a încheiat. Mai avem o luptă, mai avem un pas peste 2 săptămâni. Iar pentru următoarea rundă, pentru turul 2, le spun celor care au fost în stradă împreună cu mine ca să apere statul de drept: veniți la vot pentru ca lupta voastră să nu fi fost în zadar. Celor care își doresc spitale, școli, autostrăzi, le spun: veniți la vot ca să înlăturați PSD-ul definitiv de la putere și să facem împreună toate aceste lucruri. Celor care nu mai doresc să le plece copiii și nepoții din țară, veniți la vot, fiindcă acum putem să schimbăm lucrurile. Iar celor mulți, am văzut astăzi, din diasporă, care sunt deja plecați, le spun: veniți la vot, fiindcă acum puteți să faceți diferența. Votanților USR Plus, care au susținut astăzi un candidat foarte bun, le amintesc ce avem în comun: credința că statul de drept și drumul european sunt pilonii dezvoltării României pe termen lung și îi chem să construim împreună acest viitor pe care ni-l dorim. Celor de la PMP le spun: veniți la vot, acum putem împreună să facem România educată, pe care și eu mi-o doresc. Războiul cu PSD nu s-a terminat, dar noi suntem în poziția în care trebuie să începem să muncim împreună. Noi, PNL, USR Plus, PMP, UDMR, noi toți care ne dorim o Românie normală. Și în final, dați-mi voie să spun că înfrângerea PSD nu înseamnă că votanții stângii vor fi ignorați sau uitați. Ei își doresc ceea ce își doresc toți românii, de la cei care sunt în conducerea țării: bani publici folosiți corect pentru școli, pentru spitale, pentru autostrăzi, pensii stabile și instituții în slujba cetățeanului, legi corecte și respectate de toți. Așadar, dragi români, veniți la vot pentru o Românie normală!